un titlu de la mi-am lovit mașina. Da, mă, și ca să vă povestesc, să fie pe înțelesul tuturor, mașina mea era parcată aici, asta e trotuarul, da, bordura. Aici e o stradă, da, e o stradă. Și acolo e o altă mașină parcată la trotuarul de vis-a-vis, da? Și eu stăteam aici, l-așteptam pe Bogdan. Și am mai vine o doamnă cu o Skoda domnișoară pe stradă, pa, 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 și vrea să parcheze în spatele Fordului Focus, sedan alb de acolo. Se duce în față, dă cu spatele, încearcă o parcare laterală, nu reușește, iese din nou pe stradă, dă iar cu spatele, iarăși nu reușește atât de bine, sau nu era pusă cum își dorea dânsa, eu stând aici, aici eram așa, stăteam și mă uitam la toată scena, zic, haide mă, că n-are treabă. Băi, iese a treia oară pe stradă și când iese, în loc să ia stânga, să încerce din nou să intre în locul ăla de parcare, ia, ia dreapta spre mașina mea. Sebe, care era cu mine, țipă la domnișoara și zice, băi, 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 ia tot dă cu spatele spre mașina mea, pac, 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 eu aici. Sebe țipă, 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 îi dă o palmă în geam, tare de tot, ca să creadă că a lovit ceva. Domnișoara crede că mi-a lovit mașina, fiind în poziția asta așa, da, deci cu spatele spre aripa mea, dar nu făcuse contact cu mașina, da? Deci Skoda era cumva așa aici, da, în poziția asta. Domnișoara bagă în drive, dă mai în față, da? Se dă jos din mașină să vadă ce s-a întâmplat și nu a mai băgat mașina în poziția P. Levierul de viteze, schimbătorul, nu l-a mai băgat în poziția P, l-a lăsat în R. Ce crezi, mă, frate, când s-a dat jos din mașină, mașina ei s-a oprit fix în aripa mea. Ești nebun? Fix în aripa mea. Și acum încercăm să o reparăm fără să trebuiască să o vopsim. Sau măcar să nu trebuiască să-i punem kit de vopsit, oricum ajungem la vopsit. Facem POV din ăla, doar că în ăsta am permis să vorbesc aici, da? La mine pe canal, vorba aia, eu fac regulile și regulile nu trebuie să fie corecte, trebuie să fie așa cum îmi convin mie. Vida, că doar nu e pentru toată lumea. Vorba aceea, să-i dăm pe căldură, că afară e vâjul vâjos. Este vâjul vâjos. Sunt zice aici 21 de grade și pe afară sunt 2,5. Mi-a arătat mie Passatul. Dar e fric tare de tot oricum. Bate vântul și vorba omului de etnie care spune fie fricul cât de fric, numai vântul să nu bată. Vorba aceea. Să închidem și geamul, că eu vă spun, ieșim la iarnă. Aveam programare la ora 10, mă, frate, și e 10 fără un sfert și eu trebuie să ajung la mama ulului naibiului. Înțelegi? Trebuie să ajung. Hai, ce să facem? Ieșire, stângaciu. Stângaciu facem, frate. Ieșire, ieșire, pac, pac, pac. Parbrizul murdar, mașina murdară, plină de praf, de jec. Și așa ești tu, mă, pasionat. Mai bine că mă gândesc că dacă e murdară, nu se mai urcă copiii pe ea, știi? Că zic că se murdăresc, știi? Hai, mă, murdăresc, mă, mai urc și pe mașina asta. Oprește motorul când mergi. Cum eu? Băi, gura mai mică când vorbiți cu mine. Și mașina de pompieri oamenii. Și zice, mă, nu ne luăm noi? Ne luăm o mașină de pompieri, mă, care e problema? Să o avem aici, să fie, dacă ia foc. Dacă vine focul, vorba aceea. Da, acum mai așa știe să meargă. Unde dracu să o iau? Trebuia o navigație, o ceva. Fac stânga, nu știu. Of. Le muzic? N-avem muzic? Ce se întâmplă aici? A, dar n-am voie cu muzic. Am uitat YouTube, fac. Am zis fac, n-am voie. N-am voie nimic. O să ajungem să... Ce să mai? Să ajungem să nimic. O să ajungem să fim așa cum suntem. Da. Da. Scade temperatura. Am ajuns la 19 grade. Da.
așa merge ea. Când afară e ud și are 650 de cai. N-are, Doamne ferește. Are 259, dar așa se simt ei pe ud și cu alvelopele tocite. Ce să fac aici oare? Să merg înainte, să fac stânga? Decizii, decizii, decizii. Aș face... Ce aș face eu aici? Câteodată mă întreb, bă, dacă aș fi eu în locul meu, ce aș face eu în intersecție? Of. Da, câteodată ar trebui să mă pot cenzura, să mă pot stăvili și să nu vă spun chiar toate cretinătățile care îmi trec prin cap. N-ar trebui, dar cum nu mă pot cenzura, asta este viața. Ce să facem? Stai un pic. Stai că trebuie să dau și a doua. Oh. Da. E. A. Ce să facem dacă așa merge ea? Eu vreau să vezi, dar ea nu e bine, domnule. Dar e bine să ai anvelope de iarnă, să-ți pregătești mașina pentru sezonul rece, cum ar spune domnul Virgil Vochina. Să adaptezi viteza la condițiile de drum. Eu încerc să o adaptez, uite, accelerez. Și când turbina face boost, înțelegi? Nu pot să o adaptez, eu asta încerc. Știi? Eu încerc, ce faci, domnule? Eu încerc să adaptez viteza la condițiile de drum. Dar nu prea mi iese, adică nu prea mă descurc. Nu știu, cred că nu sunt bun așa. Adică mi-ar mai trebui niște ore de condus. Cred. Că nu mi iese. Adică eu încerc și nu mi iese, știi? Când ești constipat, nu-ți iese vorba aceea. Nu vă mai plictisesc în coada asta. Mai e 10 și un minut și n-am ajuns. Sunt abia la Unirii. Mai am puțin. Sunt optimist de data asta. Mai am puțină coadă, 2-3 km, e ok. Da. Da, ce să faci? Noroc că n-am rezervă. Că dacă aveam, se aprindea și la asta și îmi comentau oamenii, hei, vezi că ai rezerva aprinsă, hei, să mor eu, eu nu fac, noroc cu tine, că altfel făceam pana prostului, ca să zic așa. Da, Captain Obvious strikes again. Doamne, doamne. Da, mă, ce să vă filmez eu, mă, ce episod să fac, când eu stau numai în coadă, ești nebun? Da, putem să facem un POV despre cum se stă în coadă cu Nissan 200SX Cookie. Numit generic Silvia, cum îi zic băieții în România. Cel mai mult și cel mai mult îmi plac mie oamenii neserioși, așa cum sunt eu în dimineața asta. Bă, cel mai mult îmi plac oamenii când zic, domnule, la ce oră vii? La 10. Și el vine la 10 jumate, nebunesc. Ești nebun? Așa sunt și eu, vezi? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, băi. Daniele, băi. Uite, 10 și 9 minute. Futui să-i... Trage mașina stânga, cred că am pană pe stânga față. Sper să nu. Dar oricum eu trebuie să ajung la programare, așa că nimic nu mai contează. Băi, ce e acolo? Ia uite-mă. Proviziile, Alexandre, ești nebun? Aha. Nu vă mai certați, mă, oameni buni. Am crezut că ești de la poliție. Dar nu, nu ești. Mam, hai mă băieții mei. Hai mă tată. Hai că se poate, știu că se poate. Știu că se poate. Ce? Am crezut că am mașină aici, Ander. Vorba aceea. Să nu te sperii tu, să mergi pe motoret acolo liniștit, da? Eu n-am treabă cu tine. Așa mai face ea. Încerc să adaptez viteza la condițiile de drum. Eu asta încerc să fac. Dar nu prea se adaptează. E pare un comportament așa mai rebel. A fost mai răsfățată când era mică. Probabil, cine știe, i-au luat tot ce a vrut. Acum asta și șmecherii la bătrânețe. Că na, dă-i, pune-i jante, pune-i de-aia, pune-i de-aia, pune-i suspensie, fă-i, vopsește, o știe lumea. Știe. Și na, așa și ea își agrade. Vă, cum vă stă AFR-ul la relantii? Cum, ce e la AFR? Vorba aia, acum nu pot să vă dau toate alea, nu? Mai intrați și voi pe Patreon, la Stax, acolo, mai întrebați, mai faceți și noi. Oh, poliția! Le polis! Le polis!
Da. Mai faceți noi un ban grămadă? Păi da. Cum? Mai așa pe gratis? Dar oricum, sper că aveți la mașinile voastre turbo și nu numai, pentru că vă ajută să vedeți sensul corect în viață. Ca să zic, e coadă și aici, bă, băiatule. Bă, dacă toată coada am prins, ești nebun? Toată, mă. Salut, mai aveți coadă și pentru mine? Da, uite aici, ia de aici. Blochează și tu intersecția asta, Daniele. Nu, nu blochez. Nu, nu, nu blochez, nu. Stau aici. Că e mai bine așa. Dar normal că dăm prioritate la pietoni, nu dăm noi? Da. Aproape am ajuns, mai am un semafor. Pleacă ca nebuna, mă. Vorba aia, eu am treabă și ea pleacă, se distrează, face ca toți dragi. Ce e dracului? Mă știe lumea în oraș, om serios, merg cu mașina asta de alat. Se uită la mine, ia uite și pe nebunul ăla. Știi? Asta e ce se face. Dacă-s nebun? Da. Nu bira, nu? Nu bira, ce să facem? Dacă atâta s-a putut, atâta s-a judecat, atât au considerat oamenii. Atât au considerat oamenii că au nevoie. Asta, asta, așa, așa trebuie să alunece mașina mea. Liniște, frumos, elegant. Nu haos. Ba, 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 ba. Ce e asta? Ce e nebunia asta? În liniște, frumos. Vezi că îți merge semnalul mai repede. Da, știu, așa am vrut eu să se vadă că s-a agitat. Adică oamenii să vadă că atunci eu când semnalizez, semnalizez repede pentru că s-a agitat. Ta, 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 ta. Hai, tăte, 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 tăte. Fac dreapta, fac dreapta, fac dreapta, fac. Știi? Ce zic? Da. Hai, nu, bira, vine și ea tot aici. Ce facem? Ce facem? Asta este întrebarea. Ce facem? Gata, mă. Facem manevre, peste manevre și intrăm la reparat. Să vedem ce și cum. Știu că o să mă întrebați toți unde am dus mașina la reparat. Am să vă răspund așa alora de care îmi place ID-ul de YouTube. Se vede sus acolo. Bă, gămeș, trebuie să șterg asta din imagine, mă, că nu m-au plătit oamenii reclamă, vorba aia. Facem aici, mă. Strâmbătura, se vadă strâmbătura. Tâc, tâc. Eu zic că nu se trebuie să mai vopsește asta. Le arătăm oamenilor să-ți fure meseria, frate. Da, da. S-o fure, frate. S-o facă ei. Mi-am lovit mașina. Putu-i în gură să-i făt. Da. Aripa mea care se aude așa, ești nebun? Am venit să te mai învăț, să-ți mai zic cum să mai faci, cum să mai ale. Să mai dai acolo, să... Uite un pic. E țiplă. Da, chiar a ieșit bine. Dar mai este Nissan, știi, din...
tăiuturile alea, da, laterale, da. Știi, ca să nu dăm în coale. Și vezi, le-am scos, adică am luat de-aia. Dar măi, țipă, ce aici, nebun? Ai și marșul și aici, am aici, a fost nou, săraca, și cred că o ajută asta, știi? Da. Da. Și să zicem puțin. Stai liniștit că eu nu mă grăbesc, să știi. Eu-s bogat, am timp. Vă filmez, mă, și mașina lui Sebe, mă, că se supără pe mine după aia. Zice, băi, mașina mea n-ai filmat-o deloc. Uite, frate. Da, nu-i panică. Nu, stai liniștit, fost treaba, nu e problemă. Deci termină și după aia o spate. Da, frate, stai liniștit, este impecabilă. Îți place, da? Da, e impecabilă, frate. Fac băieții treabă, mă, ești nebun. Băieții.